Ioan de Țedan. Popesc cu Petre. Mai mult.
și eu o promoție pentru invitație, înseamnă foarte mult pentru noi și mai vreau să mulțumesc și celor care au jurat cu mine la Tarom, cărora mi-am fost convidor și în mod special celor care mi-au fost instructori. Poșeleanu Ion. Stars, and let me see what spring is like on a Jupiter and Mars. In other words, hold my hand. In other words, Omul să trăiască la Volța. Cine să trăiască ce mai oprim, Bane! Mi-a spus un singur lucru. M-am dus vreo 3 zile, mergeam scuze pentru ceea ce spusese, și mi-a zis un lucru care m-a urmărit toată viața. M-a spus, bă, copilă, nu mă interesează ce ai spus despre viața de viață. E bine să fie așa. Și e bine să fie așa toată viața, cum ai fost. Mă bucur că ai venit la primul lucru ce am spus. Și care nu e să-ți spui treaba asta. E, ce
ceea ce mi-a spus atunci m-a ajutat în viață. Și am ajuns acum, tocmai datorită vorbelor pe care le-ai zis atunci și le-aș spus și eu. Kiss! 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 Sorry. And now. Și pot. La ultima luni, pentru că știți că am trecut de la Bărți la Mazdavaci. Dar am foarte mult care. Ce rău, ce rău, ce rău. Nu e rău, e bine. Și la un concurs la Mâșnou, unde, deși am participat pe prima dată, am obținut un premiu destul de mare. Cu niște animale, un premiu mare. Mi s-a luat un mai aproape și la piața s-a văzut. Și m-a întrebat atunci ce legătură există în viață. Și creșterea în lumea. I-am spus de reporterul lui ce am luat microfonul de la lumea. Niciodată să nu fie întrebare, să vorbești un timp. Și după ce am luat microfonul, am spus că există toate legăturile. În sensul că aviatorii sunt niște oameni atât de deștepți și inteligenți, încât știu să facă orice. Aviația foarte bine și restul la fel de bine. Și și-a scos părălia în fața ce am spus eu, nu în fața mea. Da, frate, așa e. O poezie, frate. O poezie, hai să fie o poezie. Bă, frate. Așa e. Mai gândesc, bă. Sper să... Sper să fie vocea clară și să se recepționa prin următoarea încălzitoare. Eram la conducerea zborului pe Focșa. Și ne făcea deseori vizită secretarul de partid al județului Vrancea. Primul secretar. Dobrovici. Nu iubea foarte mult. Aprecia faptul că suntem pe teritoriul de zonă și ne-a ajutat foarte mult. Acum... Silence, please! Eram singurul care aveam silence, please. Dreptul să vorbim el și să gândim pe toată această județului Vrancea pentru a vedea cum merg lucrările agricole. Era necesară plimbarea asta și cunoașterea situației. Vorbește prostul comandant. Vorbește după aia. De regulă la câteva zile. Era vremea secerișului. Vine la conducerea zborului și până să decolăm, vine un elev dintre dumneavoastră sau din anul 2, nu mai mi-aduc aminte, două farfurioare și pe fiecare câte două mere. Și n-am întrebat de unde sunt merele și ce sunt ele. N-am servit, n-am servit și pe Dobrovici cu două mere. De fapt, m-am întrebat, totuși, de unde sunt? Păi, eu venit aseară mama și tata și mi-a adus mele din Ardea. Păi, eu am mâncat liniștit, Dobrovici de asemenea și am plecat în zbor. Peste câteva zile mă cheamă Dobrovici. Și îmi spune, nu, băi, de ce se întâmplă la tine acolo?